Alexandra. Iar eu sunt Rareș. Membrii echipei Info de 1 Robotics, echipa de robotică care participă în cadrul programului BRD First Tech Challenge România. În podcastul de azi îl avem ca invitat pe Mihai Ranedi, un expert în securitatea cibernetică și CEO și fondator al companiei CyberSwarm. În acest podcast ne propunem să aflăm mai multe despre domeniul în care domnul Ranedi activează și să-i adresăm întrebări și curiozități despre securitatea cibernetică. Așadar, vom discuta despre cele mai noi amenințări și vulnerabilități cibernetice, despre metodele de prevenție și protecție împotriva acestora și despre importanța securității cibernetice în lumea digitală în care trăim. Vă invităm să ne ascultați acest podcast și să le mulțumim tuturor sponsorilor noștri de până acum, precum și pentru finanțarea proiectului InfoNedo prin Fondul Prahova pentru Educație, coordonat de Fundația Comunitară Prahova și finanțat de OMV Petro. Vă salutăm și vă mulțumim încă o dată că ne-ați acceptat invitația. Vă salut, mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc mult pentru invitație. Acum vom începe să vă punem întrebări, Alexandra. Cum ați ajuns să deveniți un expert în securitatea cibernetică și fondator al companiei CyberSwarm din Ploiești? Partea cu programarea a început mulți ani în timpul facultății și a fost, practic a fost o parte din autoeducație. Facultatea la care eram atunci era de inginerie mecanică și mi s-a părut că partea de programare generală în anii aceia reprezintă un viitor nu mai clar. Partea de expert în securitatea cibernetică cred că a rămas undeva în trecut, pentru că acum noi aici facem tot de creier artificial. Rămâne background-ul, să spunem, în zona asta. Dar pe scurt, răspunsul la întrebare ar fi legat de autoeducație. Eram în facultate și mi-am dat seama că acolo ceva mai de viitor ar fi legat de partea de programare. Dacă puteți să ne povestiți puțin mai mult de parcursul dumneavoastră academic, de la liceu până ce facultate ați urmat? Am terminat liceul Mihai Viteazu, iar apoi am intrat la Politehnica la București. Și după am abandonat Politehnica prin anul 4, n-am lăsat școala să artice prea mult educația. Între timp am făcut într-adevăr și facultatea de psihologie, dar a fost așa o chestie mai degrabă, o chestie mai mult de educație. Iar parcursul profesional a fost împărțit în două mari etape. Perioada în care am fost angajat de aproape 10 ani de zile, când job-ul era foarte mic la început, la o sală de cafe, după aia call center, trecând prin câteva chestii obișnuite, până la ultima poziție care a fost aceea de administrator IT. Iar după, iar a doua parte a noastră carieră a fost legată de partea antreprenorială. Super! Care considerați dumneavoastră că sunt cele mai mari amenințări cibernetice cu care se confruntă în prezent afacerile și în același timp și utilizatorii individuali și cum ați putea să ne spuneți că ne protejăm împotriva acestor, atât noi cât și cei care au afaceri mici? Sunt mai multe clase de, în mod normal, atacurile cibernetice la multe cazuri, de la multe tipuri. În principiu, protecția începe de la o chestie foarte simplă, și anume o parolă foarte complicată, foarte greu de ghicit. O parolă, de exemplu, una dintre obiceiurile mele este să pun parole care reprezintă o poveste. La un exemplu, la anul 2003, pe 13 august, s-a întâmplat ceva. Aceea este o parolă. E foarte greu de replicat, foarte greu de spart, dacă nu e posibil de spart. Apoi afacerile mici să nu folosească programe piratate sau, mă rog, să folosească, recomandarea mea ar fi să nu le folosească. Există alternative open source, prin suite Linux, cel puțin atât de bune, care pot oferi cu puțină bătaie de cap cam aceleași funcționalități. A treia chestie este, al treilea tip de atac, mă rog, ce am văzut așa în ultima perioadă, se întâmplă stând de primitul acelor link-uri pe diferite forme de social media sau de comunicare, WhatsApp, mă rog, Facebook, Messenger și altele. În general, evitarea click-ului acelor link-uri. Apoi, aplicațiile care sunt inclusive de social media sau aplicațiile bancare, în general să fie făcute cu cel puțin cu two-factor authentication, adică să mai avem un număr de telefon, eventual cu amprente, eventual cu ceva de genul acesta. Astea sunt bune practici care, în anumite contexte, sunt cred eu suficiente pentru a putea evita un atac cibernetic. De asemenea, dacă avem un site, ideal acest site să aibă o conexiune securizată și tot așa. Sunt chestii nu care nu costă foarte mult, nu durează foarte mult să fie implementate, sunt chestii oarecum de consimț. Și un foarte mare exemplu, de exemplu, când plecăm în concediu. Okay. Și dacă suntem singuri sau lăsăm magazinul sau lăsăm afacerea singură, ideea este să postăm faptul că noi suntem în concediu în perioada aceea, corect? Sunt chestii cam de bun simț. Da.
Cum funcționează atacurile cibernetice și ce fel de tehnici sunt utilizate de hacker pentru a pătrunde în sistemele informatice? Ok, sunt ambele tipuri de atacuri. La școală să ne împărțim în două. Prima parte ar fi așa numitul social engineering, adică acea chestie prin care cineva se angajează într-o companie și caută să afle acele informații în cadrul companiei ca și un potențial angajat. A doua tip de atacuri sunt atacurile respectiv remote, care se întâmplă prin rețele suficient securizate. Când dacă parola de acasă de la Wi-Fi este 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu este incredibil de greu de ghicit. Iar accesul asupra rețelei Wi-Fi de acasă se poate întâmpla de la un bloc de vis-a-vis, practic de la 1 metri, în principiu, dar este o problemă. În general, 90% dintre atacuri, poate chiar mai mult, se bazează pe faptul că oamenii au parole sau folosesc parole foarte slabe sau nu și-au acele mici chestii, unități de măsură legate de protecție legate de sfidătorul cibernetic. Sunt și atacuri mult mai sofisticate care implică aplicații, care implică anumite exploituri, zero day exploit, adică acele bug-uri software care când au fost descoperite, există o plajă întreagă mai mare, dar din nefericire cel mai multe sunt tipuri de atacuri sunt destul de simple. Am înțeles. Cum considerați dumneavoastră că poate fi securitatea cibernetică îmbunătățită în întreprinderi sau organizații guvernamentale și ce măsuri credeți că ar trebui să ia acestea pentru a se proteja împotriva atacurilor? În primul rând, există o zonă de securitate care se numește Penetration Testing and Ethical Hacking. Adică sunt companii, firme care fac un serviciu de un fel de serviciu de white hacking. Adică testează infrastructura acelei sau rețeaua acelei companii ca și cum ar fi niște hackeri. Dar nu doar că ei sunt hackeri buni. Și în urma acestei testări se generează un raport. Iar acel raport evidențiază vulnerabilitățile acelei rețele și sugerează eventuali pași de urmat pentru a putea fi remediați acești pași. În general, evitarea programelor piratate, în principiu, clicurile pe alte linkuri, nu știu, parole foarte, foarte sofisticate, parole de pe accesul la orice chestie digitală, că e aplicație, că este site-ul, că este site-ul site-ului, sunt la fel de importante ca și accesul în casele noastre și ar trebui tratate cu cel puțin atât de multă seriozitate. Dacă nu avem acasă o cheie pe care o folosesc cam în caz de 6-7 vecini, nu am putea spune că avem o securitate fizică acasă foarte mare. Nu? În principiu este cam aceeași, cam aceeași abordare. Ce sfaturi aveți pentru tinerii care doresc să urmeze o carieră în domeniul securității cibernetice și ce abilități considerați că sunt esențiale pentru a reuși în acest domeniu? În principiu, acum lucrurile se schimbă. Chestiile care apar în ChatGPT, gen Bard sau altele de genul, schimbă ideea de securitate cibernetică. Adică aceste unelte sunt foarte puternice. Există o suite de programe software care, practic, care au o grămadă de lucruri în același timp. Pentru orice tânăr care dorește foarte mult să urmeze o carieră, baza pleacă din punctul meu de la matematică. Matematică, evident, ceva programare, ceva fizică, din punctul meu de vedere. Adică și nu neapărat a fi matematician, ci mai degrabă înțelegerea modului în care funcționează anumite sisteme. Cum funcționează un programator, de ce este important, nu știu, care este rolul kernelului, care este rolul, cum se scrie informații în RAM și tot așa. Lucrurile acestea care sunt, din punct de vedere de bază. Partea de specialist în cibernetică este un domeniu destul de complicat din punctul meu de vedere. Durează câțiva ani buni, adică până în 5 ani sunt ani de juniorat, să spunem așa. Dar are niște satisfacții din punctul meu de vedere interesant. Ideea este să fie, în primul rând, din punctul meu de vedere, o gândire foarte critică și o curiozitate masivă. Ați pomenit adineauri de ChatGPT. Ce părere aveți? Că acesta a fost pus publicului și că este folosit atât Din de ce în ce mai mult. și de studenți și de cei care fac copywriting, spre exemplu. Am văzut la un moment dat niște reportaje, luau oameni din diferite domenii și încercau să vadă dacă ChatGPT le poate face jobul mai bine decât îl fac ei. Da. ChatGPT este o categorie a programului care se numesc Large Language Models. Nu sunt foarte apropiat de ideea de AI, adică nu am nicio treabă în AI, însă sunt datorită modului lor de funcționare.
sunt extrem de bune în anumite situații. Foarte bune situații la examen. De ce? Pentru că, în general, de pe un anumit subiect, numărul total al problemelor posibile este destul de limitat. Și este intră în categoria problemelor pe care un program de genul ChatGPT le poate rezolva foarte ușor. ChatGPT-ul în viitor va, dacă este folosit de o persoană foarte inteligentă și foarte creativă, va ajuta masiv acea persoană. Dar, într-adevăr, s-ar putea să înlocuiască zone. Copywriting-ul, probabil o grămadă de zone, va fi înlocuite de acest ChatGPT. Nu știu, nu v-aș recomanda, mai ales la îndreciuși de facultate, folosirea ChatGPT-ului și dintr-un motiv foarte simplu. Ok, poate rezolva problema, dar vă dau un argument. Creierul uman funcționează prin stadionul locuiei neuronale. De exemplu, un pilot de avioane, ca să ajungă să stea într-un avion, va sta 10.000 de ore în simulator. Orice pilot de avion va spune că în tot parcursul unei cariere, să spunem, 40-50 de ani de pilot de avion, nu va întâlni 99% dintre toate scenariile pe care le-a avut în simulator. Dar, dacă se întâmplă, dacă Doamne ferește, se va întâmpla așa ceva, calea neuronală deja există. Adică va fi un răspuns mult mai rapid. Conexiunea între niște neuroni deja există. Acesta este motivul principal pentru care aș evita ChatGPT-ul în chestia asta. Ăsta e un motiv foarte bun pentru care cărțile sunt mult mai importante decât absolut orice. Permit stabilirea unor căi neuronale care permit mai multe lucruri în viitor. Am înțeles. Care considerați că sunt cele mai interesante proiecte pe care le-ați realizat în cadrul companiei dumneavoastră și cum ați reușit să vă distingeți pe piața de securitate cibernetică, atât pe plan local, în România, și pe plan internațional? Cyberstorm, în practic, a fost creat atât ca un fel de companie în cyber security, dar cu un mic amănunt. Partea cyber security era doar un punct. Se spune că mergi de pe trenul de la Plăși la Brașov, era pe doar o stație, era ușor de atins. Țelul nostru l-am atins acum în perioada aceasta, pe lume crearea unui fel de creier artificial, mi-i spune un sistem de nervos artificial fizic. Iar pentru asta trebuie să ne gândim total, atât eu și colegii mei, că trebuie să ne gândim total diferit. Ne-am pus foarte mult pe inovație, foarte multe de lucrurile pe care le-am făcut aici alături de ei au fost, în practic, chestii noi, sunt brevetate. Și reprezintă o alegere. Adică, simplu, fie facem același lucru pe care îl fac toți ceilalți, fie încercăm să găsim o soluție care este de bună încât nu poate fi spart. Și, într-adevăr, pe parcurs am creat și o soluție cyber security care este imposibil de spart. Dar, din fericire, am reușit să creăm ceva mai mult de atât. Un creier artificial care e capabil să gândească mai mult sau mai puțin singur. Și unde sunt utilizate? Sunt utilizate acestea sau unde sunt? Ideea este așa. Chestia asta, cred. Inițial ne-am vrut să facem un chip. Un central processing unit. Dar ne-am dat seama că chipurile sunt bazate pe tranzistor. Tranzistor au niște probleme. Legea lui Moore, care spune că numărul tranzistor pus pe un anumit suprafață a unui chip se dublează la urmă la cam 2 ani de zile, s-a cam terminat. Așa că noi am inventat, cu colegii mei, o componentă electronică de bază nouă, care se numește Memory Store, care se poate transforma la rândul ei într-un ceva foarte similar unui neuron biologic, doar că este făcut în material organic. Acum suntem în procesul acesta de implementare. Nu ne-am grăbit foarte tare să ajungem pe piață din câteva motive. Trebuie să ne asigurăm că le putem produce, trebuie să asigurăm partea de logistică și de supply chain și, bineînțeles, există și o parte foarte importantă care ține de etică. Vrem să ne asigurăm că dacă cineva cumpără aceste chestii de la noi, nu le va folosi pentru a face rău altă persoană. Deci nu le va antrena, nu să devină terorist, de exemplu. Iar toate aceste componente, toate aceste aspecte necesită un pic de timp, să zicem. Pe parcursul acestor proiecte, ce dificultăți ați întâmpinat? Aș putea să stăm pe primul 2-3 ore să vă dificultățile astea. Și nu vreau să vă trimit atât de repede să vă gândiți prea răspicați în afară. În principiu, hai să luăm altfel. În România, România este o țară foarte normalizată, cu niște mentalități destul de învechite. Istoric, dacă știți din Dimitrie Cantemie, descripția Moldavie sau Ciocăi vechi, noi veți observa că mentalitatea asta este ca și țară, este plus minus cam la fel. De 300 de ani a rămas cam la fel. Și iar România este o țară în care, la nivel social, mentalitatea noastră este ciudățică. Nu ne plac cei care gândesc un pic diferit. Adică ne plac cei care sunt la fel. Vedeți acum, și de mii de influenceri și de maneliști, toți ascultă aceleași jale, corect? Dar vedem foarte puțini oameni, sunt și foarte mulți români din diferite zone ale lumii, chiar și în România,
care sunt niște oameni extraordinari. Ceea ce înseamnă că în România sunt presiunea socială, mentalitatea socială spune în felul următor. Fie iei un drum pe datorit, gen faci facultate, te angajezi, îți faci o familie, repezi de 4 luni, pe repeta aceeași poveste încă de 40 de ori, încă 40 de ani, ești la pensie și mori. Asta cred că este modul standard. Fie modul fix, fie foarte multe noi au plecat în afară pentru a munci și nu neapărat pentru a câștiga bani, ci pentru ce datorită faptului că, de exemplu, în vest, calitatea vieții este nesuperioară celei de aici. Mă refer la orice drum urmare, dar nu vreau să intrăm în discuția asta. Astfel încât cele mai multe piedici au fost legate la au fost legate de lipsa de viziune. În România, toată lumea când se apucă, în general avem tendința, existența la nivel social, că atunci când ne apucăm de ceva, să vrem să terminăm cât mai repede, că deschizează o firmă și peste un an trebuie să fie, nu știu, dar which doesn't make it, nu are niciun de sens. Nu avem viziune. Suntem o nație pe ansamblu destul de incultă. Dați-vă în trending-ul pe YouTube, veți înțelege unde stăm. Avem oameni, ok, însă există o chestie, dacă veți dori să luați un drum de stat diferit, chiar și specialiste cu acea benefică, un drum poate antreprenorial la un moment dat, trebuie să fiți realiști și să vă dați seama că va fi un drum în care vă veți confrunta cu toate mentalitățile problematice ale României. Nu înseamnă că e ceva în regulă, înseamnă că toate lucrurile astea sunt, de fapt, un test al perseverenței noastre. Și se pot face lucruri în continuare, se pot face lucruri. Adică vă dau un exemplu. Noi luăm bani din Statele Unite ca și compania Cyber Service, compania americană. De fapt, deschidem acum cea mai mare în Statele Unite. Am reușit să luăm bani în, practic, în California, Statele Unite, whatever, să dezvoltăm aici, că am început să vindem în Statele Unite. Deci se poate, nefiind însă un drum ușor. Dar alternativa aceea în care faceți facultate, este într-o corporație și nu cred că e de distractiv. Avantajul a plecării pe cont propriu este că puteți face lucruri mai. Am înțeles. Care considerați că dacă a crescut interesul în rândul tinerilor pentru domeniul în care activați, dacă se vede interes din partea lor că vor să studieze, să facă research în domeniul acesta? Hai să spunem altfel. Fiecare generație are cam același procent. 10-15% de oameni care sunt interesați de un anumit domeniu. Așa este valabil și la generația voastră, este valabil la generația înaintea voastră și tot așa. Din nefericire, procentul rămâne cam la fel. Însă există, aveți un avantaj foarte mare. Ca generație aveți foarte un acces, practic, un acces masiv la informație, dar o problemă foarte mare cu motivația. Și atunci aș face problema invers. M-aș uita în felul următor. Ați presupune că aveți 15 ani. Nu știu. Veți face felul următor. Dacă vă apucați acum, vine acum o idee, până vă veți implementa, până vă ajungeți să faceți toate lucrurile să arată cât de cât funcționale, va dura cel puțin 5 ani, 6 ani. Iar lumea în 5-6 ani se va schimba. Corect? Ceea ce înseamnă că dacă reușiți să vedeți o problemă care ar putea apărea peste 6-7 ani și vă apucați acum de ea, atunci veți fi în fața unei chestii. Pentru că majoritatea oamenilor de-abia vor vedea problema de atunci, corect? Da. Ăsta este avantajul viziunii și ăsta este un mare avantaj al modului alternativ în care se poate folosi toată această informație. Adică TikTok nu e informație. TikTok e foarte nociv, din multe motive, dar cărțile, nu știu, bătaia de cap un pic, lucrurile, să ne uităm un pic diferit, accesul la internet care înseamnă mai mult. Vă pot pune într-o postură în care să ne demonstrați. Hai să vă spun mai mult. În Silicon Valley, de exemplu, sunt foarte extodinamică, într-un motiv foarte simplu. Toți cei de acolo merg pe umerii unor giganți. Adică au fost oameni care, adică prima companie care a apărut în Silicon Valley se numește HP și a apărut în 1937. După aia Apple până în anii 70, Apple, Intel, whatever. Datorită acelor companii inițiale, Silicon Valley este ceea ce este astăzi. Acum ce încercăm noi să recreăm pe aici și să recreăm primii pași, astfel încât în viitor, voi și colegii voștri, prietenii voștri, la un moment dat, să preia de la noi chestia, să ducă mai departe. Fie că ne vor veni ca și colegii noștri, fie că vor veni ca și colegii noștri în state, fie că veți face voi la rândul vostru chestia asta, să vă dăm ocazia, adică să vă dăm ocazia să duceți chestia asta pur și mai departe. Iar și voi la rândul vostru, probabil peste câțiva zeci de ani, să faceți același lucru. Cum credeți că va evolua domeniul securității cibernetice în viitor? Cred că lumea se va împărți în două. Vor fi persoane care vor fi analfabete digital. Analfabete digital, cum este normal.
și persoane care vor ști cum să facă chestia asta. Plus zone în care lumea se va duce din ce în ce mai mult către offline. Adică eu chiar cred că, de exemplu, cărțile, vinilurile, stilourile, agendele de scris, cred că se vede, crește, vânzările de asemenea lucruri cresc. De ce? Pentru că oamenii vor din ce în ce mai mult să aibă acele momente în care sunt deconectați la internet. Internetul, social media reprezintă foarte mult zgomot. Însă, lumea se va împărți în două. Vor fi niște oameni care vor înțelege pericolul, de exemplu, pericolul din TikTok, da. În TikTok cred că e foarte mare, pentru că îl face niște snapshot, pe care îl face niște înregistrări. Și e un pericol mai mare decât pare, oameni care vor folosi temperat acest lucru și oameni care vor fi total absorbiți de către asociație. Și oamenii care vor, iar oamenii care vor fi absorbiți de către ceva vor putea fi controlați foarte ușor. Și există un motiv. Oriunde, în orice situație în care produsul pe care noi îl folosim este free, noi suntem produsul, de fapt. Și rețelele sociale, că e Facebook, că e Instagram, că e TikTok, de fapt, noi suntem produsul. Și vor fi oameni care vor înțelege chestia asta și se vor limita, dar din nefericire, scuze, vor fi oameni care nu vor înțelege asta și vor deveni din ce în ce mai dependenți de ceva. Astfel încât securitatea cibernetică se schimbă un pic. Dacă eu mi-arăt toată viața pe TikTok sau pe Instagram, noțiunea de siguranță cibernetică a mea dispare. Pentru că toată viața privată a devenit brusc publică și dispare. Asta va fi marea categorie a oamenilor, marea majoritate, așa vor trăi. Însă va fi și o categorie în ce în ce mai mică, sau va rămâne constantă ca și procent, în care oamenii vor controla toate chestia asta. E datoria noastră, la un moment dat, să le explicăm că statul acesta în permanență pe social media nu e neapărat un lucru bun, din potrivă. Ce mesaj ați avea pentru ascultătorii noștri? Care variază, sunt de toate vârstele, dar în principal sunt adolescenți. Da, sunt adolescenți, general. Mesajul. Uite, hai să vă spun. Omenirea se află, cred că a intrat de vreo 3-4 ani în ceva ce aș numi Age of AI. Adică era, epoca inteligenței artificiale. Nimeni nu știe sigur când vom atinge acel punct. S-ar putea să întâmple în 2 ani, în 3 ani, în 10, habar n-am. Ceea ce este cert este că pe parcursul vieții voastre, voi sigur veți întâlni chestia de inteligență artificială. Iar asta înseamnă, din punctul meu de vedere, niște oportunități enorme, dar și niște riscuri majore. Și pot să vă spun și de ce. Oportunitățile sunt că apar câteva zone. AI-ul acum, sau chiar și acum, chestiile astea care nu sunt chiar AI, large language models, statistică, regresie, convolution, whatever, sunt mai mult decât capabili să descopere proteine noi pentru medicamente. Sunt mai mult decât capabili să descopere o grămadă de lucruri. Însă există un deficit de oameni care să facă chestia asta, care să înțeleagă cum ar putea folosi tot aceste programe. Ceea ce înseamnă că este o oportunitate uriașă. Lumea viitorului să fie mai interesant. Există și un pericol. Pericolul este ca AI-ul devine din ce în ce mai performant, din ce în ce mai util, din ce în ce mai prezent în vremurile noastre. Există un pericol prin care foarte mulți oameni să prostească și mai mult. Imaginați dacă am un robot care face chestia asta în locul meu, s-ar putea să nu mai fie nevoie să gândesc. Iar și un avantaj și un risc pe care îl mai spun acum aici. Până acum 6 luni de zile, Google era motorul nostru de căutare, corect? Da. Acum avem GPT-ul, care a fost integrat în Bing. Cea GPT-ul arată, se numește, are, dacă Google era search-based, căuta, era o căutare, cea GPT-ul reprezintă knowledge-based, cred că zona aia de cunoștință. Ne dau niște cunoștințe acolo. Dar acum trebuie să avem suficient de multă minte, suficient de multă rațiune, încât să putem analiza dacă acele cunoștințe sunt valide sau ne pot folosi sau nu. Adică nu trebuie să luăm tot ceea ce apare ca și rezultat al promptului de pe cea GPT ca fiind total adevărat. Trebuie să contestăm constant chestia asta. Pentru că aceste rețele au o particularitate, au un bias serios, au un set de bias serios fix în zona asta. Iar pentru adolescenți, din punctul meu de vedere, ar trebui să ignore social media. Sunt generații care au trăit, sunt mai fericite, au mult mai fericite că au trăit fără social media. Social media prostie, din punctul meu de vedere. Cărțile sunt foarte importante. Meseriile viitorului vor fi cele în care inteligența va conta, ținând conținut că mereu vom avea acces la un fel de ChatGPT pe undeva. Deci ori suntem mai bun decât ChatGPT, ori jobul nostru potențial va fi în loc decât ChatGPT. E destul de simplu. Și plus că viața nu e. Viața poate părea complicată acum, dar nu e atât de complicată. Vreau că ți-a acces la cantitate masivă de informații.
Și toate informațiile astea, cred că nu sunt copleșitoare, bănuiesc că sunt copleșitoare un pic pentru voi. Cel mai bun lucru ar fi să luați o carte, să luați o agendă, duceți în parc, faceți chestiile alea pe care toți le-am făcut la un moment dat și să slow down. Știți că dacă slow down un pic așa lucrurile, câștigați-vă la mult timp, lucrurile se mai calmează. Și veți vedea, și uitați-vă în jur, uitați-vă, atenție foarte mult la repele din jur, faceți-vă echipe de diferite chestii, contactați oamenii aceia care credeți că, la care puteți să învățați. Influencerii nu contează și am un argument. Nu știu dacă știți ce influencer erau în 2010, nu mai știu niciodată oare, cred. Alea sunt chestii care trec foarte repede, nu contează. Lucrurile care contează și care sunt relevante rezistă foarte bine trecerii timpului. Și aici aveți șansa uriașă. Cred că și poate și România ca și țară se va schimba, prin, probabil că nu doar prin voi, că nu sunteți singuri, nu o să fiți izolați. În România și în lume, general, există un deficit de rațiune și de, hai să spunem așa, de bunătate. Și avem nevoie în ce mai mulți oameni care să facă chestia asta. Vă mulțumim încă o dată pentru toate sfaturile și informațiile pe care ni le-ați dat. Cam atât a fost și vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi astăzi. Sper să vă fi fost de folos. Faceți un job sau o chestie foarte tare acolo. Felicitări pentru treaba asta. Și aici vă arunc și vă o invitație. Dacă vreți să treceți pe la noi, pe la birou și să vedeți cum arată un dea de creier artificial, puteți să luați colegii și chiar vă rugăm să faceți o vizită. Că poate cine știe, în câțiva ani veți fie vă veți alătura echipei, fie chiar la rândul vostru vă face ceva bazat pe ceea ce facem noi acum aici. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă aștept. Sigur. Și noi vă mulțumim.